Bună seara și bine ai venit! Da, și bine v-am găsit! Uite ce sexy, uite ce frumoasă ești! Da, mulțumesc! O piruetă? M-a costat sacrificiu să fiu așa de frumoasă. Da, un sacrificiu major, nu? Da. Un sacrificiu major. Și vor mai urma și alte sacrificii, bănuiesc. O viață dură m-a costat ca să arăt așa cum arăt. Ca să te cheme Amanda în adevăratul sens al cuvântului. Da, Amanda Regina Nopții, care înseamnă Amanda, femeie iubită de toată lumea, din limba greacă. Iar Regina Nopții, așa cum știți, este o floare destul de prestigioasă care înflorește doar noaptea. Da. Da. Și pentru că te invităm să iei loc. Emisiunea noastră este noaptea. Amanda tocmai a înflorit. Exact. A florit. Amanda, te poftim mai mult de acolo, mai lângă Andrei, așa să te audă și el. Amanda, povestea ta de viață este o poveste a unei luptătoare, am putea spune. Da. Lumea te vede de acasă, ești strălucitoare, ești vin sexy. De la țară. Vin de la țară, nu este și nicio este rușine. Da? De la țară au venit foarte mulți oameni interesanți și se importanți. Se spune că de la țară vin și domnii. Exact. Amanda, ai fost părăsită într-un orfelinat. Da. Și aruncată acolo până la vârsta de 18 ani, când ți-ai luat viața singură în mâini, să spun așa. Hai să o luăm pas cu pas și să ne spui... Uneori circumstanța vieții te face să îți iei viața în mâini și să fii puțin mai responsabilă. Greutățile, cred. Cum a fost copilăria ta petrecută la orfelinat? Nu a fost o copilărie pe atât de frumoasă, ca să-ți spun sinceră, nici pe atât de fericită. Și bineînțeles, cu toate că am avut ce mânca, am avut unde dormi, dar a fost un lucru care mi-a lipsit mie și pot spune și colegilor mei care au copilărit cu mine, bineînțeles. Acel lucru de care este greu să vorbești, iubirea părintească. Ai încercat vreodată să-ți cunoști părinții, să îi întâlnești, să dai de ei, să-i tragi la răspundere poate pentru faptul că te-au părăsit? Niciodată nu m-am gândit să judec pe mama mea, pentru că mi-a dat viață și ar fi un păcat față de Dumnezeu. Dar în schimb, am încercat să stau de vorbă cu ea în nenumărate rânduri. Chiar am așteptat acea afecțiune mamă-fiu în trecutul meu, crezând că în viitor pot deveni, poate că o fiică pentru ea, nu contează, dar am așteptat afecțiunea aia mamă-fiu, care a lipsit toată viața. Ce s-a întâmplat? Ai încercat să o contactezi? I-ai scris, am încercat să o contactez, m-am văzut în nenumărate rânduri. În unele ocazii chiar m-a vizitat acolo, la casa de copii, și bineînțeles... Toate au fost cu conflicte, cu incidente, niciunul plăcut. Am încercat să o aduc și în străinătate, alături de viața mea. Unde? Privată în Spania. Și nici acolo nu a făcut față lucrului pe care trebuia să mi-l dea, acea iubire. Și am decis la un moment dat, acum 12 sau 14 ani, să rup orice tip de legătură cu ea. Amanda, ce s-a întâmplat cu viața ta după ce ai ieșit de pe ușa orfelinatului? După ce ai fost, după ce am după ieșit, ai devenit o domnișoară, o femeie, în adevărat sens al cuvântului, da, și a fost foarte greu libertate. Să... În primul rând este foarte greu să înțeleg ceea ce înseamnă să fii femeie, că nu este ușor deloc. Ca să-ți dorești să fii femeie, trebuie să înțelegi ce înseamnă să fii femeie. A fost foarte greu când am părăsit ușile orfelinatului, mi-am luat viața în dinți și prin intermediul unor prieteni am ajuns în Spania, unde am lucrat ca oricare român plecat și m-am chinuit și după 16 ani de străinătate sunt aici, în țara mea. Ce ai lucrat în Spania? Am lucrat în diferite activități, cum ar fi bucătărie, cum ar fi organizator de evenimente, fotograf, poate nu chiar super profesional, dar pe cât să se câștiga scot... bănuți într-o țară străină, ne-am câștigat de... un bănuț cinstit. Te-ai descurcat pe un tărâm străin. Cum ai reușit să treci peste traumele din orfelinat, peste traumele din copilărie? Cum am reușit să trec prin greutățile vieții? Da, o întrebare foarte... Am reușit să trec prin greutățile vieții pentru că întotdeauna trecutul nu trebuie să te lege de ceea ce ești în prezent sau ceea ce faci. Ca să poți să fii fericită, ai un singur lucru de făcut, să lași în urmă tot ceea ce te face tristă și să urci în trenul care pleacă pe o linie foarte lungă, dar undeva va fi fericirea. Deci, practic, ai încercat, Am încercat să uiți tot, nu? Da, copilăria, calvarul, modul de viață pe care l-am avut. Este foarte greu pentru un adult să-și uite copilăria. Este foarte greu, dar să știți că dacă am făcut un pas înainte să merg în viață, nu înseamnă că am uitat vreodată ceea ce înseamnă să crești într-o copilărie tristă.
și mereu în inima mea și în sufletul meu va fi un loc care îmi va reaminti de acea copilărie. Ai avut momente în care ai fost, nu știu, în pragul depresiei, momente în care nu ai crezut că nu mai poți să continui? Am avut o depresie în viața mea, chiar o depresie foarte mare, foarte mare, și mă motivă puțin pentru că am luptat 4 ani și jumătate pentru a îndeplini ceea ce eu numesc vis și ceea ce eu numesc parte din procesul meu de transformare din bărbat în femeie. A fost acela de a avea un implant mamar. 4 ani jumătate te-ai chinuit pentru acest implant? Da, foarte mult, și chiar a trebuit să suport batjocură, ură, invidie din partea altor persoane, și mi-a fost extrem de greu să ajung. Și totuși am avut speranță în Dumnezeu. Dar de ce ți-ai dorit să devii femeie, Amanda? Ai simțit că așa... Să ne înțelegem. Ai fi avut mai multă încredere ca în tine? Ca să fii femeie, nu trebuie să-ți dorești. În primul rând, trebuie să simți. Corpul tău trebuie să ceară. Sentiment, eu nu? M-am născut și corpul meu a simțit nevoia să facă transformarea asta. Nu atunci când a fost necesar, mai târziu când s-a putut. Dar de simțit am avut presimțământul încă din copilărie. Din momentul în care erai în orfelinat, tu atunci ai început să simți, nu? Că ești de fapt... Aproximativ la 10-11 ani am început să simt că corpul meu este cu totul și cu totul altul diferit, ținând cont de faptul că am detectat și unele forme ale corpului nefiind atât de normale ca ale colegilor mei. Erai un suflet de femeie, de fată de femeie, captivă într-un corp de bărbat. Exact, practic. Exact. Și după ce am părăsit orfelinatul și am ajuns în străinătate, printr-un proces legal, care trebuie să treci niște etape de psihologie, psihiatrie, s-a dovedit... Tu ești și căsătorită, Amanda, nu? Da. Iată-l pe Florin, soțul tău, care a venit. Este acolo în culise, el este cel care mă susține. Deci ești fericită, ești o femeie împlinită, da. La casa ei. Da, mulțumesc Dumnezeu, avem o căsuță care... Vreau să mulțumesc publicului de pe Amanda, Regina Nopții, ei au fost mereu alături întrebare, de mine. Întrebare, de ce se spune Regina Nopții? Sunt curioasă. De ce se numește Regina? De ce se spune Regina Nopții? E o poreclă? Nu, Regina Nopții, eu când mi-am pus numele, așa cum ți-am spus și mai înainte, Amanda vine din limba greacă, femeia iubită de toată lumea. Eram curioasă și fiind de specială, Nopții. Fiind o persoană mai specială, așa, da. Mai diferită față de celelalte din jur și așa, am considerat să fiu Regina Nopții, pentru că și Regina Nopții este o floare tot specială. Da, bravo, exact. Ești Regina Nopții. Da, cu siguranță. Amanda Regina Nopții pentru toată lumea. Amanda Regina Nopții pentru toată lumea. Data viitoare te așteptăm și cu Florin. Mulțumim. Să vă cunoaștem împreună și să-ți cunoaștem mulțumesc. Povestea de iubire. Și mi-a făcut o plăcere să fiu astăzi aici și să vă salut pe dumneavoastră și pe publicul meu de acasă. Asemenea. Să rămână. Îți mulțumim foarte mult. Da, luăm o scurtă pauză.